machiajul la gros, niște fond de ten. Să ne pregătim de primăvară. Să văd dacă reușiți să ghiciți exact ce o să se întâmple. Dimineața, dar nu mai este chiar așa dimineață pentru că mi-am petrecut mare parte din dimineață editând și lucrând la ceva, după care am mai făcut chestii și am zis totuși să vorbesc cu voi pentru că am deschis vlogul de astăzi. Nu știu dacă vedeți chestii prime, aici se repară la mine. Astăzi este în plan de reparat mânjitul de pe acolo și ce s-a mai întâmplat, dar nu mă voi ocupa eu de asta, de Dali, știți voi. Și astăzi este o zi magică în care o să ieșim afară, că uite, este soare, se tot joacă soarele, acum sunt niște nori care se tot plimbă așa de colo-colo, dar este o zi magică, nu-i bate vântul, pentru că ieri a bătut înfiorător de tare vântul, a fost absolut îngrozitor. Și n-am putut să fac nimic, dar astăzi este mai ok, este mai calm vântul și vom ieși afară în grădină și sunt foarte happy și sunt tare entuziasmată pentru că abia aștept să vedem de ce ne apucăm, fiindcă vreau să o luăm așa ușor, ușor, să începem să aranjăm grădina. Am multe planuri, chiar mă gândeam mai devreme că să-mi fac un jurnal. Ups! Stați așa, că am dat drumul lui Ildico. Mă gândeam să fac un jurnal, nu știu dacă neapărat în agenda asta, sau să fac alt jurnal special cu grădina, pentru că m-am gândit eu că ar fi fain dacă mi-aș face așa un outline sau măcar un jurnal efectiv, o agendă cu ce se întâmplă în grădina mea și cu plante și ce am pus și cum au fost și concluziile de la final după ce recoltez și îngrijitul dacă îmi place, dacă nu-mi place, ca să țin minte. Oricum eu țin minte, spre exemplu, fiascoul de an trecut cu roșiile galbene, care numai roșii nu erau, îl țin minte, dar e mai simplu când ai ceva pe care să pui să treci totul. Și mă gândeam să facem și treaba asta și să dăm drumul odată cu ieșitul ăsta afară, pentru că s-a încălzit, este cald, este bine, este soare, este frumos. Am gândit să dăm drumul la un proces așa de documentare a tot ceea ce se întâmplă în grădină și anul ăsta vreau să pun și flori, vreau să-mi pun mai multe flori colorate, nu neapărat în grădină, ci prin curte, să am mai multe flori colorate, să am mai multe pete de culoare așa, și am multe idei, am foarte, foarte multe idei și abia aștept. Da, o să vă arăt și ce semințe. Ia, chiar stați așa să vă pun aici. E bine? Se bani? E bine? Bun, stați așa să mă duc să vă arăt ce semințe am luat până acum, pentru că mai trebuie să mai completez. Așa, acesta este malderul meu de plicuri de semințe și avem așa, avem odată mărar care se poate planta de acum, avem spinach care și asta se poate semăna de acum, avem parsley, adică pătrunjel, și asta se poate pune de acum, ridichi, din astea micuțe, 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 acum Dumnezeu știe că se face de mari, dar le punem. Avem și morcovi, pentru că, da, sunt foarte ieftini morcovii, dar am zis să am eu așa, nu știu, poate rămân fără morcovi, mi se întâmplă să rămân fără morcovi, mai ales că acum fac smoothie-uri aproape în fiecare zi, dacă nu chiar în fiecare zi, și mi se întâmplă de să rămân fără morcovi și pe vara nu strică să ai cât un morcovel acolo după să-l iei, să-l ronțăi. Avem zorele, pe asta cred că vi l-am mai arătat, pentru că le-am luat de la Leroy. Și zorelele astea sunt plănuite, am planuri cu ele mari, așa, apropo de flori. Mi-am luat și guraleului pentru că sunt foarte, foarte drăguțe și acum să vedem ce o ieși, nu știu, dar dacă nu ies astea, astea trebuie să le pun în pahare, să le pun separat și să le răsădesc după aceea, deci pot să încep să le pun acum în ghivece sau în pahare, să fac răsadul și după aceea să le plantez. Dacă nu, mă voi duce la dealerul meu de petunii, am un domn aici aproape de mine care cultivă plante și cultivă flori și din astea, ia semințe din astea ca lumea, nu
prostii, așa, nu ia din semințele lui, vreau să spun, adică nu ia, își produce plantele și ia semințe de la plantele lui, ci ia semințe din astea tratate și, mă rog, omologate și toate cele, și are niște petunii absolut superbe de la el. Am luat întotdeauna petunii. Anul trecut n-am luat pentru că mi-a fost lene să mă duc până la el, mi-a fost lene să mă duc la piață să iau și n-am luat și mi-a părut rău pentru că petuniile pe care le-am semănat eu din plicuri din astea au ieșit oribile. Am arătat că erau niște ciumăfăi din alea așa. Apropo de experiențe, pe care am remerit notate, mi-a luat și niște panseluțe. Tot așa, pot să le cumpăr și pe astea, dar nu-i problemă că le pot să semăn și eu. Am luat și un amestec din asta, două plicuri din asta de amestec cu floricele din asta, așa, nu știu, de câmp, de, nu știu, e un amestec, cică, care nu e tot cel mai, nu se fac înalte, dar vreau să văd cum este. Poate punem niște ghivece, facem ceva decor, nu știu, vedem. Așa, ce-am mai luat aici? Niște dalii bătute. Astea sunt dalii bătute. Și astea ce sunt? Și am două din astea de ochiul boului. Una e de la mama, mi-a dat-o mama când am fost la ea și una am cumpărat-o acum. Și vreau să văd dacă mi ies, pentru că sunt floricelele astea bătute așa colorate, care în aranjamente arată super bine. Nu știu de ce se numește ochiul boului, but whatever! Iar astea sunt daliile, tot așa. Ar trebui să arate. Acum nu știu ce o să iasă. Vedem. Astea tot așa pot să le pun în pahare sau în ghivece și să-mi fac răsat și după aceea să le răsădesc. Și vom vedea. Și vom avea anul acesta un amestec de flori cu plante. O să am și câteva roșii, nu multe, nu ca anul trecut. Și cu siguranță nu mai iau de la vecina mea. Mă duc și îmi iau eu roșii de unde trebuie și voi cumpăra roșii și voi avea roșii normale, ca oamenii, nu roșii, așa. Dar v-am zis, ăsta e planul principal. În altă ordine de idei, vreau să vă zic că am intrat într-un mic experiment așa cu acest BB cream de la Misha, pentru că l-am văzut iară pe TikTok, peste tot apare pe TikTok. Este genial, este genial, este genial și eu l-am încercat și nu prea mi-a plăcut la început. Care e chestia? Îmi place cum se aplică, cum îmi arată fața imediat după aplicare, dar am senzația că pe parcursul zilei îmi accentuează textura și mi se văd mai tare porii și liniile și totul, știți? Bănuiesc că pentru cineva care nu are probleme cu textura pielii este ok, dar pentru mine nu. Și am zis să încerc acum să fac un experiment. Zilele astea nu o să termin astăzi, o să încerc mai multe zile la rând să fac treaba asta, și anume să îl aplic doar peste SPF. El are SPF, dar niciodată nu vă bazați doar pe SPF-ul din machiaj, da? Deci are SPF-ul lui, dar prefer eu să am și SPF-ul meu, ca să zic așa. Ideea este că am observat că dacă aplic dimineața ser cu acid hialuronic, mai aplic nu știu câte creme, mai aplic nu știu ce seruri, la un moment dat, pe parcursul zilei, pielea mea devine foarte grasă. Și atunci am zis, lasă că aplic numai SPF-ul, care are și acid hialuronic și mi-ajunge, și îl aplic pe asta să vedem dacă este vina skincare-ului pe care îl aplic sau ce se întâmplă. Da? Rămâne să vă zic ce părere am, dar pentru început pe mine nu m-a dat pe spate și mă sâcâie când văd că toată lumea laudă un produs și eu nu sunt îngântată de el. Da. Și ca idee, am aplicat așa ăsta, l-am aplicat cu degetele, că am vrut să fie așa o aplicare subție, ca să zic așa. Și am pus un pic de pudră, pentru că aveam senzația că e lipicios, și am pus pudra asta, care nu are acoperire mare și nu e cine știe ce, asta de la Rimmel London, care încă îmi place foarte, foarte tare. Nu-mi place ambalajul, dar îmi place. Și să vedem, deocamdată arată bine, deocamdată mi se pare că arată ok-ish, să puteți și mai bine, dar pentru casă, pentru când stau acasă, merge, nu zic nu. Un alt produs pe care îl iubesc foarte tare, nu e un clip cu favorite, dar am zis așa să vă zic, e creionul ăsta de sprâncene de la Rimmel London, pe care tocmai am este Brow This Way, este, cred că, cea mai deschisă nuanță și e din asta așa, care are periuță în capăt. Și astăzi am constatat că mi se termină și ce mă fac eu că mi se termină, pentru că a început să-mi placă foarte tare, este așa, foarte natural. Și apropo de strâncene, un truc, pentru că
gelul de sprâncene pe care l-am luat nu-mi place. Nu fixează sprâncenele, o să vă povestesc eu altă dată, așa. Știți că e chestia asta de la Balea, pe care eu nu o folosesc pentru păr. Că mi se pare că e gel de păr, practic, în tub. În tub de mascara. Și e toată lumea nebunită după chestia asta, că ți aranjează antenele, că nu știu ce, nu știu, mie nu-mi place. Mi se pare că face părul foarte scorțos și nu-mi place, dar le-am dat pe sprâncene. Și îmi ține sprâncenele foarte bine și cred că funcționează mai bine pentru sprâncene decât pentru păr. Și ce vă recomand eu, din ce am experimentat eu, este să vă dați bine cu creion sau cu pudră, cu ce vă dați voi pe sprâncene, chiar puteți să aplicați un pic mai mult și după aia să veniți cu ăsta, da? Am încercat și varianta inversă, când dau inițial cu ăsta ca să-mi aranjez sprâncenele și nu se mai așează bine, mai ales creionul de sprâncene. Dar am văzut că îmi ține foarte bine sprâncenele în loc, nu lucesc, sunt ok, se usucă mai greu cei drept, adică trebuie să-l lăsați vreo 10 minute ca să se usuce bine pe sprâncene, să nu se mai miște sprâncenele, dar de principiu, dacă ți-ai terminat machiajul, ar trebui să fie ok. Da, și pe buze, ca idee, vă zic că am așa, am rujul ăsta, că știu cum mai întrebați, am rujul ăsta de la Yves Saint Laurent, din gama Rouge Volupte Shine, cred că e numărul, da, e numărul 47, dar nu mă puneți să vă zic și numele culorii sau nuanța, că nu, e un nude foarte nude, e un My Lips But Better, să zicem așa. Zeanță iar are crize. Și am pus peste ăsta, sticul ăsta de la Maybelline. Da, știm, normal, ordinea ar fi fost inversă, doar că dacă puneam pe ăsta prima dată, îmi ieșea nuanța foarte închisă. Și atunci cumva le-am amestecat, pentru că ăsta este lucios și foarte cremos și foarte balmy, așa, are o textură de balsam de buze, iar ăsta este cremos, mai cremos și mai mat, așa, și mai închis, și atunci îl deschide foarte mult ăsta. Dacă le aplic invers, rămâne tot așa foarte închis și nu vreau ceva foarte închis pe buze în momentul de față. Și în rest, cam asta am făcut, că machiajul e super natural și super așa de zi cu zi, super light. Pentru că nici nu simt nevoia să mă machiez foarte tare în perioada asta, adică vreau ceva care să-mi estompeze puțin petele sau roșața sau să-mi dea puțină luminozitate și cam atât, adică nu mai am chef de, nu știu, machiajul ăla gros, nici de fond de ten de multe ori, dacă se poate să sar peste partea cu fondul de ten, că de-aia căutam ceva de genul, nu știu, un BB cream sau un fond de ten foarte light care să se aplice, dar care să nu accentueze textura. Mi se pare că mi-accentuează, v-am zis, mi se pare că mi-accentuează, în special aici, unde eu am porii ăștia gigantici, mi se pare că mi-accentuează textura și nu-mi place. Și nu acum, că acum de-abia l-am aplicat de un sfert de oră, dar peste 4-5 ore vorbim. We shall talk, ca să zic așa. O altă chestie pe care vroiam să vă zic, stai să iau și o gură de apă. O altă chestie pe care vreau să vă zic este că m-am gândit să schimbăm ora de postare. Nu știu cât de tare vă afectează pe voi și că vă interesează. Da, am văzut ăsta. Și parfumul pe care am început să-l folosesc este ăsta. Neroli de la Yves Rocher, care din păcate nu se mai găsește. Dar pe care mi l-a trimis Vrândușa. Și mi se pare că se potrivește perfect cu perioada asta, când este încă un pic rece, dar este cald, e așa un parfum primăveratic, dar de ușor înțepător și merge. Revenind la ce ziceam, că de asta l-am pus aici să vă zic că am început să-l folosesc, mă gândeam în serios să schimb și voi schimba ora de postare. Nu știu cât vă afectează, că știu că nu toată lumea se uită fix când postez, dar pentru clipurile mele și pentru cum funcționau clipurile mele, conta foarte mult ora la care postam. Și am observat o diferență, dar trebuie să fac schimbarea asta, că este mai, având în vedere programul meu, este mai bine așa, da? Și având în vedere toate schimbările, este mai bine pentru mine. Adică, înainte postam
marțea, joia și duminica de la 10 dimineața. Acum voi posta în acele zile, doar că de la 5 după amiază. Ne mutăm după amiaza cu ora de postare. M-am gândit să fie ora 5, pentru că e o oră în care în timpul săptămânii cel puțin lumea ori iese de la muncă, ori se pregătește să iasă de la muncă, ori ceva de genul ăsta. Am zis să nu fie nici foarte târziu, că în general după 6-7 deja oamenii au treabă, se ocupă, concentrează pe alte lucruri. Știu că sunt mare parte din voi care se uită la mine și se uită când au timp și mi se pare firesc, te uiți când ai timp, că și eu fac la fel, nu mă uit exact când postează lumea. Dar pentru mine orele de postare au contat foarte mult și de-aia ani de zile, de foarte mult ce țin la ora 10, pentru că am văzut eu că cele mai bune vizualizări, numărul cel mai mare de vizualizări pe oră le aveam de la 10 la 11, doar că nu mai pot, efectiv, nu mai pot să fac treaba asta, nu mai permite programul și în același timp. Și da, am văzut că scade numărul vizualizărilor și că nu mai ajunge clipul meu la toată lumea, dar asta este. Până la urma urmei, se la vii, cine se uită, se uită. Repet, oricum sunt foarte puțini oameni care se uită efectiv în prima oră de la postare. Dacă vă uitați și dacă sunteți aici de la ora de postare, let me know. Puteți să-mi spuneți și voi o oră, nu știu, de la 5 încolo, 4-5 încolo, după amiaza la care ați vrea să postez. Puteți să-mi dați voi o idee de oră, că mutăm la ora aia, dar ideea este că nu o să mai fie dimineața. Asta e treaba. Deci vor fi de la 17, dacă nu decideți voi altă oră. Dacă preferați altă oră și se adună, nu știu, mai multe răspunsuri cu altă oră sau cu aceeași oră, mutăm la ora respectivă, dar ideea este să fie după amiaza ca să-mi permită mie timp să termin clipul, că și așa de multe ori sunt înghesuită, chiar și cu ora 5 de multe ori sunt înghesuită, ca să termin clipul de aranjat, pentru că nu este numai vorba de clip, este vorba și de thumbnail, este vorba și de link-uri și, de exemplu, v-am menționat produsele astea, vreau să vi le las în descriere, că poate, nu știu, vreți să vă uitați la ele pe magazin, poate vreți să le vedeți prețul, că nu s-a actualizat nici eu cu prețul, sau vreți să vedeți, nu știu, dacă se găsește pe un anumit site sau habar n-am, vreți să vă uitați la ele pur și simplu pe un magazin online, să vă las link-uri, știți? Și de multe ori n-aveam timp să fac chestia asta dimineața până în 10 ca să fie pregătit clipul. Deci asta se va întâmpla, cel mai probabil dacă nu decideți altă oră, o să rămână ora 5. Eu oricum vă mulțumesc că vă uitați, că sunteți aici cu mine, că vă simt aproape. Știu că o să-mi afecteze numărul de vizualizări, clar, deja am văzut din ultimele postări, că am postat în ultimele săptămâni, am postat numai de la 5 și v-am anunțat și pe Instagram. Așa am văzut că au scăzut vizualizările per clip, per total, dar asta este. Nu am ce să fac, trebuie să mergem mai departe așa. Și dacă vă place ideea și vouă, let me know, sau spuneți-mi altă oră. Da, acum o să mă duc să mai fac o cafea și ce o să mai facem? Și o să mergem afară și o să începem să ne apucăm de treabă. So, I'm so happy! Yes! See you! Nu înțeleg de ce este atât de multă gălăgie. Abia am ieșit afară. Și nu înțeleg de ce este atât de multă gălăgie. Am ieșit afară și am ieșit cu o cafea și mi-am luat și arsenalul. Și le vom face astăzi, le vom face inaugurarea acestor instrumente. Este foarte frumos afară, este plăcut. Bate puțin vântul, dar e bine. Și vreau să mă apuc astăzi să vedem dacă reușesc să semăn acolo sau în partea cealaltă, nu știu exact unde. Vedem dacă să reușesc să pun câteva semințe, să pregătesc ghivece, să ne pregătim de primăvară și ne pregătim de grădină și ne pregătim de plantuțe. Am auzit și un Jimmy isteric mai devreme. Așa, și ce vreau eu să vă arăt este că am usturoi. Am usturoi și am avem aici usturoi și ceapă verde. Ia uitați, ăsta este usturoiul și aici a ieșit ceapa verde, care e puțin mai plăpândă, dar o să-și revină. Și cert este că de Paște o să am ceapă verde și usturoi de la mine. Doar că mai trebuie pus niște pământ aici, că s-a lăsat, dacă vedeți voi, că mai marginea așa și mai vrea să mai pun un pic de pământ și să mai semănăm niște chestii în straturile mele magice.
Hello again! Ce faceți? Câteva ore mai târziu, cred că vreo două sau chiar trei ore mai târziu. Am făcut câte ceva, sunt și murdară pe mâini, dar nu foarte multe lucruri, adică nu foarte vizibile așa. Dar ideea este că se întâmplă treburi, se întâmplă chestii. În primul rând, am spart pământul de aici, din straturile mele, pentru că era o scoarță, după cum ați văzut, era o scoarță foarte groasă și am spart pământul și l-am și udat ca să se mai fărâme, pentru că nu s-a fărâmat foarte bine. Și o să continui cu partea de pus semințe, cred că mâine, probabil, sau poimâine, sau în zilele următoare. Și am golit câteva ghivece de pământ, pentru că v-am zis că mai trebuie pământ aici în straturi, dar n-am golit toate ghivecele, că mai am. Și asta este iarăși o chestie pentru mâine, cel mai probabil. Și un alt lucru de care m-am apucat este un DIY, pentru că nu se putea, trebuia să-i dăm și luminii tehnicus de lucru, și se întâmplă ceva. Și ca să vedeți voi mai bine ce se întâmplă, iară trece un avion. Nu vă zic ce se întâmplă momentan, dar puteți ghici. Și mi-ar plăcea să văd dacă reușiți să ghiciți exact ce o să se întâmple aici, ce se întâmplă cu toată treaba asta. Ideea este că o să am nevoie de un fierăstrău pe care l-am în magazie, dar nu stau după el acum, și vreau să fac ceva, se va întâmpla. Asta este o ramă pe care am fixat-o eu și vreau să fac ceva din aceste chestiuni. Rămâne să vedeți voi ce o să se întâmple în zilele următoare, în vlogurile următoare, dar până atunci puteți să și ghiciți ce o să se întâmple aici și ce vreau să fac cu ăsta. Aici am căpșunei mei, câți au mai supraviețuit din... Ăștia nu sunt căpșuni, mă rog, câți au mai supraviețuit din cei de anul trecut și va trebui să-i mut. Și am planuri și cu zona asta. Și da, de principiu tot arată boring. În momentul de față toată grădina este boring, nu se întâmplă nimic în mod deosebit. Am ieșit la soare și asta e important și am ieșit afară și este foarte bine, doar că mi este foame și a trebuit să fac ceva să mănânc, pentru că v-am zis, mi-e foame și aș vrea ceva să fac așa rapid. Nu știu ce o să fac, cred că o să fac o salată de fasole verde cu usturoi, yummy. Și pe lângă, nu știu, vedem ce mai facem, dar vă zic și vă țin la curent. Salutare, salutare! Ce faceți? Era să adorm, fără să închid vlogul ăsta. A fost o zi relativ relaxantă, ca să zic așa, pentru că am ieșit afară și am stat la soare. Doamne, deci mi-a făcut tare bine să stau la soare. Începuse să bată vântul la un moment dat, dar... S-a echilibrat cu soarele și a fost bine și am stat cât am făcut chestii pe afară. Zilele viitoare o să mai facem și o să mai punem, că vreau să pregătesc noua casă pentru căpșuni și vreau să fac chestii noi și vreau să pun semințe, trebuie să pun niște morcovei, trebuie să pun ridichi. De-abia aștept și... Da, n-am făcut câte mi-am propus, că întotdeauna eu așa îmi fac un mega to-do list și nu fac nici pe sfert din ce îmi propun, dar ideea este că am început și vreau să mă apuc și de jurnalul ăla de care vă ziceam de dimineață și abia aștept să vedem ce se întâmplă anul ăsta cu grădina. Da, a fost bine să ies afară, a fost bine să stau în soare, în aer curat, de-abia aștept să vină perioada asta în care stau numai pe afară și de dimineață când am ieșit să dau mâncare la căței, se simțea așa un aer de primăvară, deși încă este februarie, adică încă suntem bine în februarie, dar cu toate astea, se simte așa un aer de primăvară și mă bucur tare mult pentru că îmi place. Poate o să ne reluăm și plimbările pe câmp cu Happy, cu Zranță niciun caz că nu mai poate, dar poate ne reluăm și plimbările. Acum pământul încă este ud și mă gândeam eu să îmbrămân niște cizme de cauciuc pe care
Le avem pe aici, dar refere, pentru mine sunt imense, sunt, aș fi chiar motanul încălțat, trebuie să-mi comand și eu cizmele mele de cauciuc. Dar tot am zis că îmi comand niște cizme de cauciuc și nu am făcut treaba asta, dar trebuie să se întâmple cât de curând, pentru că am nevoie, se pare, ca să ne reluăm plimbările cu Happy și să ne plimbăm prin pe câmp și să mai ieșim în aer liber, că mi-a cam fost dor, trebuie să recunosc. Și v-am zis, mi-a fost dor și de ieșit afară și de făcut chestii și abia aștept să încep să-mi pun floricele și să-mi pun toate cele și să-mi fac și răsadurile mele. După ce am vorbit cu voi, am venit în casă, am făcut niște piept de pui, am făcut o fripturică așa cu sos din piept de pui și lângă am făcut o saladă din aia de păstăi de fasole verde și a ieșit delicios și mi-a spălat pensulele în seara asta. Am avut foarte multă energie până acum, până cu jumătate de oră am avut foarte multă energie, după care am făcut o baie și iarăși mi-am dat o tonă de cremă because you know retinol cremă multă ca să hidratăm pielea și acum mi-este foarte somn. Mă gândeam să citesc, dar nu mai pot, mi se închid ochii, așa că mâine, rămâne cu cititul pe mâine. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc că ați fost cu mine și în aventura de astăzi ne vedem în vlogul următor. Vă pup, seară faină sau zi frumoasă sau ce o fi la voi acolo. Ciao!